fenomenul care stă la baza tuturor celorlalte fenomene este interacțiunea. Așa cum arată și numele, el presupune două corpuri care se atrag, se resping, se împing sau se trag unul pe celălalt, iar măsura interacțiunii este forța, o mărime vectorială pentru că are direcție și sens. Unitatea de măsură pentru forță este Newtonul, notat cu litera N mare, evident după numele lui Isaac Newton, cel care a pus bazele mecanicii clasice. Un newton este forța care, aplicată unui punct material cu masa de 1 kilogram, îi imprimă acestuia o accelerație de 1 metru pe secundă la pătrat. Partea mecanicii care studiază aspectele generale legate de forțe și de efectele lor se numește dinamică. Iar dinamica are la bază 3 principii care se aplică tuturor forțelor, indiferent de natura lor. Azi voi vorbi despre principiul întâi, numit și principiul inerției. Acesta a fost descoperit de Galileo Galilei, dar cel care i-a dat formularea generală a fost Newton. El ne arată ce fac corpurile când nu acționează forțe asupra lor și spune așa: dacă asupra unui corp nu acționează forțe sau rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra lui este 0, situații echivalente din punct de vedere dinamic, corpul este și rămâne sau în repaus sau în mișcare rectilinie și uniformă. Dacă este în repaus, avem echilibru static, dacă este în mișcare, avem echilibru dinamic. Principiul întâi poate fi formulat și altfel. De pildă, un corp nu își modifică viteza, nici ca modul, nici ca direcție, decât dacă acționează forța asupra lui. Sau, corpurile nu pornesc singure, nu se opresc singure, nu iau curbe singure. Sau, corpurile au tendința de a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă. Această tendință se numește inerție. Deci inerția este încăpățânarea unui corp în a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă. Dar unele corpuri sunt mai încăpățânate decât altele, de aceea avem o mărime fizică numită masă, care măsoară inerția unui corp. Cu cât un corp are masa mai mare, cu atât e mai greu să-l punem în mișcare, dar și să-l oprim sau să-l obligăm să descrie curbe. Unitatea de măsură pentru masă în sistemul internațional este kilogramul, care a fost definit de-a lungul timpului în mai multe moduri. Azi avem o definiție destul de complicată, bazată pe secundă, pe viteza luminii în vid și pe constanta lui Planck. Dacă vă interesează, găsiți un link spre pagina din Wikipedia care conține această definiție. Masa este o mărime fizică fundamentală care descrie o proprietate intrinsecă a unui corp. O proprietate care nu depinde de condițiile exterioare corpului și nu poate fi modificată prin schimbarea acestor condiții. De asemenea, se poate spune că masa, împreună cu spațiul și timpul, sunt mărimi fizice care stau la baza a ceea ce numim realitate fizică. În cursul următor voi vorbi despre principiul fundamental al dinamicii. Pe curând!